ajuns la vârsta de peste 75 de ani, Gligor Chiba din satul Plesca este un reprezentant al oamenilor care încearcă să nu lase tradiția să piară odată cu trecerea timpului. Dorește să readucă în atenția tinerilor viața de mult apusă a satului sălăjan, lucru pe care a încercat să ni-l transmită și nouă și telespectatorilor noștri. Haideți să-l ascultăm! Bunica a făcut când a fost... tata a născut în 1900. Când a fost de 16 ani, a făcut această cămașă, o am păstrat bine și am venit ca să arătăm cum se făceau în timpurile alea și cum se făceau din cruitoresele care atunci cu geometricile astea care le făceai și le-au împănat când a fost de 16 ani. Acum cămașa are 101 ani. Și e o cămașă specifică zonei din care... A zona din care suntem și cum se păstrau atunci și cum se făcea din... cu mâna, tot era cu mâna cruitoreasă, făcea aceste geometrice, cum se spun, și florile și pălagule îmbrăcate cu... împodobite, cum se zic, cu margeale de... culori. Da. Și altceva am mai adus. Aici avem, dacă camera se poate să vadă, am diplome de care am obținut cu cântești cu rasul popular. Am premiul întâi, am luat și trofeul și mă mândresc cu aceste diplome, că la vârsta asta eu sunt mulțumit și Dumnezeu să mă ține mai departe. Igor, vreau să vorbim, pentru că suntem în prag de sărbător, să vorbim despre obiceiurile de Crăciun care se practică acolo la Plesca sau care se practicau. Cum era în tinerețea noastră această perioadă premergătoare sărbătorilor? Când eram tânăr, așa la începem și eu să umblu prin Havă, prin nu știu unde, pe la fete, atunci era obiceiul la Crăciun să vorbim de Crăciun, de sărbători. Atunci mergeam și cizeșii care era cizeși, cei care conducea când colinzile și petrecea toată, dar se băga atunci muzicantul de la Crăciun și până la Paște, până în postul mare. Și asta era toate cujrești, așa spune. Și mai înainte era băgat muzicantul cu anul și îl băga pe bucace. Bucate, cereale, îi dă de atâtea grâu, atâta porumb și bani. Și atunci el, câte sărbători era, nu era că nu iese joc în sat. Când auzeai muzica, nu mai puteai mânca acasă, trebuia să pleci. Și era frumos și aici să ne abatem la Crăciun, la sărbători. Era un obicei, pentru că a fost satul micuț, a fost ceva deosebit din alte comune sau sate din jurul nostru, că noi n-am ajuns numai la 60-70 de numere de casă. Și când, dacă noi am fost puțini, mergeam, eram datorat și așa a intrat o tradiție și o dragoste și nu puteai să treci peste o casă cuiva, deci mergeam și cizeașii, trebuia să margă să scoale fiecare om. Unde este om? Casă, ce era? Că era om, nu era, era mort în război sau mai știu cum, că atunci era mulți. Nu conta, dar trebuia să îi dai un par de părincă și să-i urezi sărbători fericite. Așa, și după, mergeam din casă în casă și invitam pe fiecare ca să ne ajute la colinzi, pentru că ficiorii erau puțini, dacă eram 10, 20, 30 de ficiori, era puțin și așa, vineau și bătrânii, dar de mult, când au fost 20 de numere de casă. Și asta tradiția a rămas până acum și acum. Dacă ați veni
să vedeți în Zorge Zeu, să zicem, să zicem că e Zorge Zeu și toată lumea obosește sau de la animale, dar la noi suntem la 80-100 de persoane. Cum e cu mare și bătrâni și apoi mai chefuiți puțin, mai cum, dar se ține de obicei și de muzică. Și muzica înainte, noi după ea, ori cântăm, ori corindăm, ori... Nu. Și până la urmă... Ce se întâmplea în prima zi de Crăciun? Se ducea toată lumea la biserică, nu v-am spus, seara asta era seara, îi chemam, făceam corinda, terminam. În ziua prima nu puteam merge, că eram obosit, mergem să dormim în biserică. Cum a zis odată un părinte, că cum te simți când faci slujbe și alții dorm? Zice, nu-i bai că dorm, dar când se trezesc, se trezesc în biserică. Deci nu i-a făcut rău sau să-i ocărască sau cumva, dar totuși a punctat ceva bun. Că omul a fost obosit, dar el te s-a dus. Și cum zice, că niciodată nu-i târziu, bine că ai dragostea și să mergi. Și atunci nu mergem, da, femeile și care nu umbla cu corinda, desigur, merg la biserică în prima zi. A doua zi, mergem la biserică, donăm din banii ăștia chizeșii ceva pentru biserică și după asta, dacă donăm la biserică, părintele, donând, scriem acolo că suntem mulțumiți că cum ne-o dat pentru corindă și atunci invităm a doua zi la Vergel. Deci cum ai zice un bal sau cum e acum, dar atunci îi zice Vergel. Acolo avea dreptul și al bătrân și al tânăr, nu conta că, pentru că banul de la casă a venit. În casa aia a fost și tânăr și a fost și fată și e tot. Și atunci ne petreceam până de către ziua. Acolo duce tot din banii ăștia care era strânși din comunitatea satului, îi dădea, deci tot din aceea și ne duce pălincă, vin, bere, la copii dulciuri și ținea până de către ziua. La 2, 3, 6, până când stăteau. Muzica cânta mai departe. Nu era cu intrare, nu era cu nimic, asta era tot... E darul ăla că ne-o dăruit și ne-o plăcit cu linda mulțumitor, cum e zice. Da. Ce se întâmpla după Crăciun? Era acea perioadă până la anul nou. După cum obiceiul ce erau atunci, după cum să nu-i cu colindă, nu-i cu nimic, ca să vorbim între sărbători, le ziceam curecheri. Aia emergeau piciorii să facă fală la fetele care erau gemărit. Și ca și cum a zice, mergi cu un animal la piață și vine unul și zice, băi, îți dau atâta pe aia, mă dăm mie, ăla se teme cu ei și hai să-i dau bani. E ridică prețul la... Dar așa ridiam și noi prețul la fată. Ce să mă duc eu după ala, după ala? Uite fata aceea să mărite după ala. Și atunci vine ăla din sat și să o ia ei pe fată. Îi făceam un preț de strigare, cum așa, de mărita, de o grăbem, cum așa. Da, asta era curecere, le spune. Mâncau, beau, se lăuda, că eu viu și am atâța cai, am așa, am boi, am nu știu ce. Apoi când acolo nu avea nimic, numai ca să facă fală la fată. Fata rămânea cu mâncările astea, ei rămânea cu fala, că o vin și o chema și atunci vine altul care a și poate aștepta, că nu eu, că nu știu ce, dar atunci să grăbea ca să o ajungă și să o ia el, nu să o lăsă să se ducă în alt sat. Apoi venea anul nou, alte obiceiuri. La anul nou, se practica, dar mergea cu corinda, cu un brad, care era împodobit în seara de Crăciun și mergeam de la o fată, numai la fete cu corinda. Și mergeam și uram la mulți ani și jucam și între, uite, n-am spus și aici când mergem cu corinda, aici colindă, în
coridor sau afară, dacă nu-i noroi, ei acolo joacă, să nu ne deranjeze pe noi. Noi ne vedem de corindă, iar ficiorii, acum ne-am abătut iară la, înapoi, la Crăciun. Și atunci, asta am uitat ca să spun, nu este ficior care, nu, dacă știe să joace, să nu meargă să joace cu gazda respectivă, are o fată, două, sau o vecină, sau o verișoară, de undeva au venit de mai înainte, înainte corindătorilor și după aia o ia și pe asta, cu la a doua, a treia casă urmează e. Și atunci avem cu cine să jucăm. Că pe acolo descântam, că da. Păi nu învârtea de 4-5 ori sau o fată și după aia iar vine altul să o lua. Nu mă pune mâna și gata, trebuie să o lași. O lăsai, nu că nu ți-o dau, că mai joc un pic, nu. Discuția aia nu. Și dacă se învârte două ori numai. Asta a fost înțelegerea, așa e. Și atunci mergea iarăși și juca, adică corinda. Și acolo pe masă ne aștepta oamenii cu vin, pălincă, paharele pline, cu cozona, cu prăjitură. Și dacă rămânem, deci eu avem un băiat sau un frate sau un văr sau un prieten care m-a oprit mai înainte, atunci îl oprem și eu pe el. Și atunci eu pleca, cum am zis, aici fost bani, dai mulțumirea, că ne-au mulțumit, că ne-au omenit, că au avut și pe masă ceva. Ia e vine cuvântul ăsta că da, ești fură oameni buni, că vine ne-au dominit. Fură, de, nu furat așa că să-l bagi în buzunare, dar au fost oameni buni. Și așa e de în zecala asta. Și atunci ei, pentru că ne-au pe toți câți am fost la corindă, și atunci am plecat. Și noi am plecat și celălalt zice, vezi tu rămâi aici, tu rămâi aici. Rămâne și atunci ei se pune friptură, alte mâncări, sarmale și mai știu ce. Și atunci, dar nu să stea nu știu că două ore sau 10-15 minute ca să nu corinde mai mult de 3 case sau 4. Și atunci vineau. Și ceilalți care au rămas mai înainte, ajungeau aici și lua pe ăștia care era lipsă, că stătea la mâncare. Vineau ceilalți și așa ne părândam și ne omeniem, ne pretecem frumos sărbătorile cu neamuri, cu oricare, nu ziceam că n-am fost la casa ta, ori nu știu cum, n-ai venit și pe fiecare îl mulțumim cu prezența și un pic de gustărică, cum e și eu, de mâncare, de băutură, și a fost, dar nu că am rămas și gata, nu mai mă duc nicăieri. Mergi, a treia casă, patru, hai, auzi, uite unde sunt, hai să mergem. Parcă sunt legați de o altă, unul cu altul. Și e bună tradiția asta că a rămas așa și acum se practică. Și alte sate, acum să vorbim de alte sate, câte cizeruri de mare, nu zic că zăcale acum, 700-800 de numere și ei număr cu corindă. Și acolo ficiori, că sunt ficiori pe cât suntem noi cu toți, cu femei și cu toți, în sala noi. Și număr. O lăsat așa și acum mereu unul la altul, de la unul la nu mai. Dar nu e frumos. Asta e tradiția, asta e foarte frumoasă și o aștepți cu drag, că desigur că numai o dată e Crăciunul. Și e tare frumos. Și apoi, ce spuneați mai înainte, că cu după, la Bobocează, atunci da, mergem la sfințări apelii și mă afară, nu în biserică, și acolo afară, în frig, în zăpadă, nu contează, merge mai de mult, ducea fiecare carna de acasă, o canceu sau ce avea, un vas. Și acolo sfințea apa și acolo mergem către casă și ne petrecem, mergem cu apa sfințită, sfințeam pe la animale, la prin casă, prin poiată, graj, să zicem, nu, cum e, să înțeleagă alții. Noi zicem poiată, la țară, așa zicem, poiată și
Da, și e frumos că încă la noi tot mai merge și nu s-a lăsat obiceiul ăsta. Astfel de tradiții au fost înlocuite odată cu trecerea timpului. Satul tradițional Sălăjan rămâne acum doar în mintea și în sufletul celor care au trăit astfel de momente unice din viața satului.